Haideți copii! Bună seara! Dar ce faci, să vedem emisiunea asta celebră, te cunosc de undeva, cu toți oamenii ăștia minunați. Super! Da! Mulțumim! Asta e pentru tine! Mulțumesc! Ia uite-mă și reclama! Asta! Uite-l pe Andrei! El e! Începe! Te cunosc de undeva! Dar ce fac, băiat? Aici cu nebunia. Eu de ce e aici? Și acum la ce pun Morgan ăsta, și că e o șmecherie. Se pune... Cred că se bagă așa, bănuiesc. Asta e tot. Și se servește. Așa. În rest de toate, ia uite, tati. Bere de-astea. Trebuie să vă prezint. Tot felul de beri, numărul 1 în Danemarca, numărul 1 în Belgia, numărul 1 în Germania. Nenorocire! Haideți, măi, copii, că e jale, haideți! Am așezat un sfert din ele. E ceva. O vă aștept la nebunie. Dar mai am depus. Hai că le pun acum. Hai că sunt la rece. Toată gama, pentru toată lumea. Hai că avem și apă. O, mai ieși jos. Și mai ieși pe aici. Da. Vă aștept cu drag, vă așteptăm cu drag. Casa mea, toboganul roșu al meu. Adriana, Adriana, mulțumim frumos, mulțumim pentru urare. Să vii cu peștii. Sau dacă să stai pe canale până îți vine rău, da? Și să vii înapoi. Ne pare rău că nu ești cu noi. Pupăm. Te vedem diseară, la ora 20. Hai, pa. Nu știu pa. Cine câștigă, am emoții. Și eu la fel. Cum pe asta? Da, mă, ce vreau să zic, asta e. Deci fii atent, deci pui acolo și te întorci. Bă, nu se poate, uite, Romica, parcă regulamentar tu, bă. E bine, mă, ce să faci cu aia? E cât vârciu, pentru că la ne încurcă. Bă, la ne încurcă. Vorbește. E bine mai târziu. Da, da. Să se lase seara, să se lase seara. Uite-te! Mulțumesc, Ami! La mulți ani, să fii fericit și iubit și să ți se îndeplinească toate dorințele. Mulțumesc frumos, cea mai frumoasă. Și mulțumim că ne-am primit acasă la tine, unde e o casă super mare și afară. Mulțumesc. Pe terasă e super petrecere. Și acum începe te cunosc de undeva și... Este! Uitați-vă la Antena 1 de ora 20. Pa! Bună seara! Bună seara! A venit toată lumea? Aproape toată lumea! Da? Vrei să fii ultimul? Bine, v-am găsit! Te pup! Lași puțin să vă împartă! Gașcă mare! Te pup, să rămână, mulțumesc! Mulțumesc, Aruna, mersi! Nebunie, era dumneavoastră asta e! A venit Marcela! Ta era patica, ta era patica, ta era patica! Ce se întâmplă aici? Câți copii, câți asta, cât tămâni, băieți! Ia uite fetele! Da, mulțumesc, mulțumesc! Eu nu o să apar nicio filmare, dar e bine că filmez eu! Oricum, lumea mă știe, așa și așa, dar în rest e o regulă! În rest e ok! Radu, puteai să filmezi tu câteva! Bine, la mulți ani te pup! Doar Bugean e pe filmat! E cel mai fericit când se vede la televizor. Ne spune la toți, mama, ai văzut cum am făcut aia, mișto, mama. Ia să mă duc la el, o să văd. Așa puternică, asta. Relația e perfectă, frate. Da, are dreptate, Andrei, băi. Iarăși te-ai scos, mă, cu Adriana. Ia, ce stai greu? Ce
Marcel, dar pe proastă. Urmează Marcel. Tu urmezi Marcel? Da. Ok. Iertați ieșirea aceasta. Ok. Toto! Felicitări, Toto! Mulțumesc! Distanțare, frumos! Distanțare! Uite, la grătar, distanțare! Dacă mi se face rău, e numai din atunci. Ava! Să știi că nu i-am mai slăbit eu. Cântăreți de elită. Dar bine ne-ai făcut asta. Când cântăreți de elită. Da, bună, bună, calitate. Vai de capul meu pe ce loc sunt. Și și ziua mea. Da, mare mă, brațu, că ai luat-o două ori până acum. Da, zi, ce rușine. Să vezi ce-l bat. Și cum a spus și colegul. N-ai un cola. Cola! Liberă la mare, stau cu tine la soare, ma da, mai avem cola. Iubire, dăm niște cola. Normală. Nu, iubirea, cola înseamnă un dans. Cola înseamnă cola, cola, asta este cola, hop, hop, asta e cola. La mulți ani, David! Să rămână! Asta e cola, mă, iubire. Băi, nu mai sigur eu! Radu, ia tortul! De regim, de dietă! De dietă? Mamă, ești nebun, bombă calorică! Nu, e cu zahăr de la care nu... Da? Care nu îngrașă? Zahăr de la care nu se pune. Care nu supără! Simă, care nu supără! Chiar și tot o mănâncă, deci îți dai seama că mâine o să aibă... Eu am mâncat numai două, trei buri. Ami, prea bun, prea ca la Gabriela Cristi acasă. Vă rog eu. A venit și dat dracu cu toată emisiunea aia. Vă rog. Oh! You don't believe me!
de tine te iubesc. Ia zi, mami, îți face băiatul tău fiul meu un grătar? Iubit să-mi fac un grătar de ziua lui. 15 septembrie 2020, ora 23. Ia, fă-mi și mie o dedicație. Să-ți fac o dedicație. Cântă-mă ale voastre, ale tale, ale bunica, bunicii, ale bunicului. Ce-ți place ție? Să arăt ce mamă talentat am și de unde am eu talentul. De unde ai tu talent? Aia cu gara sau cealaltă? Era primăvară în Făgăraș, când ne-am întâlnit. Ne plimbam alene prin oraș, prin parcul înverzit. Ieșise luna dintr-un nor, iar tu mi-ai spus încetişor, hai pe malul Oltului să-ți dau primul meu sărut. Ieșise luna dintr-un nor, iar tu mi-ai spus încetişor, hai pe malul Oltului să-ți dau primul meu sărut. Este! Bravo, dedicație, mami! Pentru Tavi! Să rămână, mami! Și mai ești pe alaltă cu gara? Bine, ai multe, dar le mai avem înregistrate, dar măcar... Da, erau multe. Eu tot m-am gândit, dar acum, sincer, nu îmi vin. Dar ceva așa, ar fi fost ceva special așa de ziua ta. Dar așa astea tot pentru ziua ta sunt. Ia să vedem. Pentru că sunt nu... cu bire. Sunt cu iubire. Pentru iubire. Da. Cum începe întotdeauna dragostea, a început odată și povestea mea. A început din întâmplare, într-o gară mică tare, unde trenul obosit oprea. A început din întâmplare, într-o gară mică tare, unde trenul obosit oprea. Mă plimbam pe lângă tren cu gândul dus, pe mașina trenului acolo sus. Un om negru de cărbune, dar cu gânduri foarte bune, mă privea cu un zâmbet de nespus. Un om negru de cărbune, dar cu gânduri foarte bune, mă privea cu un zâmbet de nespus. Pleacă trenul cu dragostea mea, pleacă, se duce departe cu ea. Pleacă, măi dragule, unde vei fi? Inima mea te va întovărăși. Pe mașina trenului ce gâfâia greu, stăpâne brațul iubitului meu. Cântecul părinților mei, care de fapt este și al nostru. Și de fapt, dacă stau să... Cum începe întotdeauna dragostea, a început și povestea mea. De fapt, da, este povestea mea, pentru că este povestea părinților mei și de acolo sunt din ei am apărut eu și este și este povestea mea, de fapt, da. Povestea mea. Și atunci e și povestea mea. Și atunci și povestea lui Tavi și povestea copiilor mei și nepoților mei și astea sunt rădăcinile noastre. Să fim sănătoși și să mai putem să cântăm. Perfect. Ca și, și în astăzi. Te iubesc, seara. Mami, sărmâna. Și eu te iubesc. La mulți ani. Mulțumesc! Șată, luminează calea asta învârligată. Gealul ierbu, dipsa-n clisii,
Când te strâng un braț avută, m-aș lui zi să înceapă distracția. Sus, sus, sus. Sus, sus, sus. Iana, tu pii frunză, luna înghimnice, știi cât în cine fu vir să știi. Frate cu cărabea în fuții, pe-a mari mani de fixani. Bana mea curba, toată lumea buză albă, lună mșată, luminează calea, este o vârligată. Cea lui Iermu când s-a glisit, când te-a strâng un braț să vrută maștului. Mântuierea mare s-a luptă cu mine, că fără pipini va fi bă, băchini. Inea lepșiu cali la inii, știuta, subieta, tuta, seala, seamea, fruta. Lună albă, lună mșată, și voi! Luminează calea, este învârligată. Cea lui Iermu din Sanclisi, când te strâng un braț e vrută maștului zi. Și voi! Lună albă, lună mșată. Luminează calea, este învârligată. Cea lui Iermu din Sanclisi, când te strâng un braț e vrută maștului zi. Toată lumea! Lună albă, lună mșată, luminează calea, este învârligată. Cea lui Iermu din Sanclisi, când te strâng un braț e vrută maștului zi. Asta înseamnă să te bucuri când ești în dificultate. Ce părere ai despre Elena Gheorghe? Nu, tu ce părere ai despre tine? Despre mine în pielea Elenei Gheorghe, eu să-mi spun jurații. Elena Gheorghe. Despre Elena Gheorghe este delicată. Da. Am văzut. Ca mine. Așa? Nu. Așa? Este foarte talentată, carismatică. Eu știu că nu e crăcănată, eu știu că nu e crăcănată. Da. De ce cobori așa? Eu așa coboară femeile? Ați prins și faza când am coborât? Păi normal, no, m-am prins. Nu, aia nu se filmează. Eram tuneric. Nu, suntem în publicitate când cobor tu. Singura diferență ca și videoclip este că eu am văzut videoclipul de 200 de ori, dar eu n-am văzut-o pe Elena Călare în videoclip. Asta e sigur. În rest, e unul la unul. Mie îmi place despre dânsa. Am înțeles că sunteți nașu. Da. A, da. Și nu îndrăznesc să o abordez. Vreau să fac ceva cu dânsa. Aoleu. Ce? Ce? Oricum, da. cardul e la ea, așa că pot. Vreau să fac un demo, da. Pentru că am simțit o chimie, dar nu reușesc să o abordez. Eu sunt de la Moldova, mai rușinos, chiar dacă sunt energic. În București nu trebuie rușine, în București trebuie să întreb direct. Mă, ți-mi place să fie abordată, facem un demo dragă. Direct? Direct, auzi, direct trebuie abordat. Dacă mă abordez tu, te abordez eu. Exact. E bine atunci, iată, vă mulțumesc. Sunt o femeie care știe ce vrea. Deci revenind la oile noastre. Horă cu DJ, joacă băzmăluța. Lăutarul hâncu și-a luat avântul. La bas chitară, scuduie pământul. Ia la joc fetița de la Sucevița. Horoscovană, sprijină bordița. Hai cu jarmă muncă, roadă iarba bucu. Nimeni nu-ți dă cine vrea, hai la ora de-o! Hop, hop.
e hobli, state cum e tri. Mare bucurie, mi-a făcut soția. Am să cheam fanfara, să răsune țara. Un picior, floarea de domn, soare în primăvară. GMC Vasile, cântă două zile. Păi nu pot, păi nu pot, really, really, really. Salto, salto, uite așa. Liberul stă, cine vrea, hai la ora mea. Sărbătoare mare, cu coala-i. Salto, salto, uite așa. Cine stă, cine vrea?